Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua, dragi reprezentanți ai presei! În primul rând, vrem să vă mulțumim pentru că ați răspuns invitației noastre, celei de-a doua invitații pe care v-am adresat-o, pentru organizarea unei conferințe de presă a filialei județene Tulcea, Partidul Național Liberal, a doua, cea de astăzi, 22 martie, prima fiind cea de săptămâna trecută, de pe 15, când am început seria prezentării candidaților echipei PNL la funcțiile de primar și președinte al Consiliului Județean din județul Tulcea. Săptămâna trecută am prezentat 11 noi colegi și alți 5 colegi primari în funcție. Astăzi vă vom prezenta alți noi 10 colegi pentru funcția de primar și alți primari și consilieri județeni care sunt în funcție. Formatul nostru este unul, spunem noi, frumos, în care cei cu mai multă experiență în funcțiile de administrative îi încurajează pe cei care pentru prima dată doresc să câștige localitățile unde vor candida. Iar noi vă vom prezenta niște oameni deosebiți pentru care respectul, curajul și lupta pentru comunitate sunt calități care caracterizează pe toți. Dar nu vreau să vorbesc prea mult pentru că ei vor vorbi în numele lor. Vreau să, în schimb, să vă arăt că aici în centru am pus doamnele și colegele noastre. Avem foarte multe candidate la funcția de primar. Avem și două colege care sunt primar. Una este alături de noi. Este doamna primar de la Maliuc, Nicoleta Sebastian, cu rezultate excepționale în acest mandat de primar, pe care o rugăm să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc! După cum a prezentat domnul președinte, sunt primar al comunei Maliuc, la primul mandat și bineînțeles că pentru a-mi continua proiectele începute, intenționez să candidez pentru al doilea mandat. Sunt fericită să văd că astăzi alături de noi avem trei doamne frumoase și deștepte și vreau să le încurajez spunându-le că nu se angajează la o muncă ușoară, dar că noi femeile suntem perseverente și putem reuși întotdeauna tot ceea ce ne-am propus. Le doresc mult succes și să ne întâlnim după 9 iunie cu rezultate extraordinare. Eu le sprijin cu tot ce pot și le pot ajuta și cu sfaturi după câștigarea mandatului. Mulțumim, Nicoleta, și ție îți urăm succes. Mulțumesc. Succes. Să știți că vreau să intervin un pic. Noile noastre colegi pot prelua din experiența doamnei Sebastian, care sunt convins că poate să scrie și o carte, Cum să fii un primar de succes, capitolul 1, omoară-i pe deputați cu telefoanele. Da, am uitat să-i mulțumesc lui George, chiar țin să-i mulțumesc, pentru că în toate proiectele m-a susținut ori de câte ori am apelat la el. A fost unul dintre aleșii noștri care merită tot respectul și în continuare mă ajută, să știți, oricum îl sun și sâmbătă și duminică. Da, nicio problemă. Asta și nu-l deranjează niciodată. Și unul din rolul parlamentarilor, să sprijine colegii care conduc primăriile din județ și eu și cu colegul meu Michael o facem cu toate puterile. Și acesta este și un mesaj pentru viitorii primari care vor câștiga alegerile. Suntem convinși că toți cei de jos de aici care sunt plini de emoții vor câștiga alegerile în localitățile lor și vor avea sprijin în echipa liberală de câte ori îl vor solicita. Vor fi sfătuiți de fiecare dată atunci când va fi cazul și indiferent de ora din zi și din noapte, li se va răspunde la telefon. La noi în echipă există un respect reciproc al discursului și al dorințelor fiecăruia și nu impunerea unor reguli sau
propagarea unei temeri în a nu-ți spune ceea ce vrei să faci, ceea ce gândești, cu ceea ce nu ești de acord, ceea ce critici. O să o rog pe colega mea din dreapta, Doina Săcui, care este și consilier județean, dar este și președinta Organizației Femeilor Liberale din județul Tulcea, cu foarte multe realizări în acțiuni sociale, atât în Babada, cât și la nivelul județului și la nivelul țării, pentru că a fost apreciată și medaliată chiar pentru aceste munci ale dumneaei de către cele mai înalte foruri ale țării. Te rog, Doina. Mulțumesc, bună ziua, vă spun și eu. Și încep prin a-ți răspunde că în spatele a tot ceea ce ai prezentat despre mine stă foarte multă muncă, foarte, foarte multă muncă. Și astăzi sunt aici ca să le susțin pe colegele noastre, doamnele noastre liberale, care au intrat cu foarte mult curaj într-o astfel de competiție. Nu este ușor astăzi, femeie, să candidezi la funcția de primar, dar nici imposibil. Eu consider că acum este momentul ca din rândul femeilor să se implice cât mai multe, să acceadă la astfel de candidaturi, de funcții, pentru că femeia are un rol foarte important în societate. Avem foarte multe colege care sunt determinate să se implice, mă bucură acest lucru, dar în același timp vreau să le mulțumesc și colegilor mei pentru că au înțeles că împreună echipa este completă. La masa deciziilor, dacă participă și femeile, lucrurile stau altfel. Și ce au femeile și n-au bărbații, cred că mai multă empatie. Felicitări încă o dată, succes, suntem aici oricând. O să rog și pe colegul nostru Alex Filip să ne spună câteva cuvinte, că aș vrea să fac așa o introducere a celor care vă susțin din spate aici și vă încurajează pentru a scăpa dumneavoastră de emoții. Alex. Bună ziua tuturor, mă bucur să fiu din nou în fața dumneavoastră. Scriam săptămâna asta pe pagina mea de Facebook despre implicare, despre implicarea politică, care vine la pachet cu foarte multe sacrificii și foarte multe compromisuri, poate dincolo de ce ne putem imagina. Și vreau să-i felicit pe toți cei prezenți astăzi în sală, dar mai ales pe noi candidați, pentru această decizie de a se implica politic. Dar mai mult decât atât, această implicare politică presupune o asumare. Iar domnii și doamnele de față își asumă să fie, practic, vocea comunității din care fac parte. Da? Să ia destinele oamenilor din acele comunități și să încerce să le facă viețile, da, mai bune. Să aibă un destin mai bun. Iar asta cred că este o dovadă de simț civic, de altruism, da? E o dovadă de bunătate. Și sunt sigur că vor câștiga și sunt sigur că vor schimba acele destine în bine. Eu îmi pun toată încrederea și toată speranța în dumnealor și mă bucur că fac parte din această echipă și mă bucur că este o misiune colectivă. Cu toții aveam această misiune a binelui comun și vom reuși împreună. Felicitări! Mulțumim, Alex! Mulțumim. Și dacă Alex, colegul nostru nou intrat în politică, aș vrea să dau cuvântul unui alt coleg care are o vastă experiență în politică, Nicu Ghichi, consilier județean, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, să ne transmită salutul dumneavoastră. Mulțumesc tare mult, Ștefan. Ce vreau să vă spun, am mai multe campanii în spate la activ. Să știți că urmează o perioadă foarte grea, dar și o perioadă foarte frumoasă. Pentru cei care acum construiesc, acum candidează, trebuie să vă faceți echipe, echipe serioase de oameni care să vă fie atașați. Pentru că cei care sunt la al doilea, la al treilea mandat dintre primarii liberali, să știți că au câștigat având echipe foarte bune, echipe de mare calitate lângă ei. Legat de noi, cei din spate, să știți că vă vom da vânt din pup acum, că toți suntem în portul ăsta, vă vom ajuta cât putem de mult. Cât putem de mult. O să fim alături de dumneavoastră. Și mai vreau să vă spun ceva. Să știți că intrați într-o echipă politică de elită.
în această zonă a noastră. Iar organizația Tulcea, vă spun, de la centru, este una dintre organizațiile foarte respectate de către toate organizațiile liberale care există în această țară. Toată lumea știe că suntem oameni serioși, vrem să facem o treabă foarte bună și vom câștiga la Tulcea, vă asigur, pentru că avem oameni de calitate, mai ales cei new entry pe care noi avem lângă noi. Succes tuturor! Vă mulțumim! Mulțumim! Mulțumim. Un mesaj de încurajare să ne spună și domnul primar de la Nalbant, Ion Nicolae, primar pentru al treilea mandat consecutiv, care va candida la al patrulea mandat de primar. Te rugăm! Mulțumesc, domnul președinte. Așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt primar la al treilea mandat, după alte trei mandate de consilier și viceprimar. Uite. Primul mandat a fost mai greu, după cum știți, am preluat primăria în insolvență, dar cu sprijinul dumneavoastră și cu am scăpat de greutăți, am reușit să aduc primăria și comuna într-o stare de normalitate. Pot să vă zic că mi-aduc aminte anul ăsta, în octombrie, fac 30 de ani de când sunt membru PNL. Felicitări! Felicitări! Domnul primar, așa cum a spus, a preluat o comună nu doar într-o insolvență, ci cu cea mai mare datorie moștenită de la vechea conducere din țară, undeva la peste 9 milioane de euro datorii în anii 2008, dacă nu mă înșel, 2012. O să dau cuvântul pentru încurajare unui alt coleg, primarul celei mai mari comune din județul acesta, dintr-o singură localitate, una dintre cele mai frumoase comune din județul Tulcea, care are un folc țestos extraordinar, primarul comunei Greci, Nicu Mocan. Mulțumesc, domnul președinte. Da, e o realizare personală chiar. E un eveniment făcut să promoveze zona, pentru că și asta este un sfat și pentru tinerii noștri colegi, trebuie să facem tot posibilul ca să promovăm zona. Știți că viața la țară nu mai este așa de boemă cum erau pe vremuri, este din ce în ce mai greu. Este din ce în ce mai greu pentru că populația activă pleacă din ce în ce mai mult și noi trebuie să facem orice putem ca să îi reținem acasă, să îi atragem către vatră. Pentru un sfat pentru colegii noștri, va urma într-adevăr o perioadă grea. Vor apărea, bineînțeles, zvonacul și răspândacul. Vă urez să aveți discernământ în a discerne cu atenție adevărul de minciună. Se dă la joale, știm, nu nicio problemă, vă va ieși părul bombască din cauza asta, dar cu o echipă în spate, bună și cu atenție, sigur veți ajunge la liman și vă dăm tot succesul din lume. Vom fi împreună o echipă puternică. Succes! Mulțumim. Mulțumim, Nicu! Un mesaj de încurajare și din partea colegului nostru, aflat la primul mandat de primar, îl încheie acum. De fapt, îl va încheia în septembrie, așa cum tot am spus. Năstase Sandu, Lili, te rugăm, primarul comunei Turcoaia. Bună ziua! Da, încep să mă intimidez. Mergem mai departe, adică am foarte multe proiecte care au ajuns la maturitate, care putem să vedem drumul de execuție și ar fi păcat să le lăsăm să nu mai decim să ducă mai departe. Mulțumim și succes, da. Îți dorim în noul mandat. O să-l rog pe colegul primar de la Măcin, Gigi Băcaru, care a trecut prin toate chinurile posibile și imposibile de-a lungul timpului. El se află la al doilea mandat. Primul întreg și unul interimar.
într-un oraș deosebit cum este Măcinul. Te rugăm, Gigi. Mulțumesc, domnule președinte. Ce să zic, eu nu candidez pentru un nou mandat, candidez pentru continuitatea celui vechi, candidez pentru continuitatea dezvoltării orașului Măcin. Avem foarte multe proiecte începute. Știți foarte bine că noi am fost niște primari cei în funcție. Ultimul mandat a fost de sacrificiu. Ne aduce aminte de pandemie, ne aduce aminte de criza energetică și criza refugiaților. Noi, riveranii, la zona Ucraina, chiar am tras-o, domnul președinte știe mai bine. Da, merg cu încredere spre un nou mandat. Am reușit, în ciuda tuturor greutăților, să implementez ceva proiecte, să accesez alte proiecte și vreau să le termin. Pentru Bobocei, ce să le zic, succes, o să fie foarte greu, dar nu imposibil. Mult succes și capul sus. Așa, mulțumim. Primarul a spus aici, nu putem să rămânem doar cu un grec prin o colegă care se va prezenta imediat, ci ne trebuie un grec care a făcut performanță și a dovedit continuitate la Izvoarele. Este vorba de colegul nostru George Gheorghe, primarul comunei Izvoarele la al doilea mandat, pe care rugăm să ne spună câteva mesaje de încurajare. Da. Deci, încep cu început. Sunt membru PNL din 1996. Deci, peste puțin timp o să fac 30 de ani. Și vreau să vă spun, în 2016, când am câștigat primul mandat, am găsit primăria într-o situație foarte grea, adică cu o datorie de 11 miliarde lei vechi, după care am pornit la drum cu o echipă foarte puternică, fapt care s-a și dovedit că am dat jos un primar cu 3 mandate de la PSD. Și vreau să vă spun, de atunci și până astăzi tot facem proiecte, tot implementăm. Comuna noastră din ce în ce s-a făcut mai frumoasă și vreau să vă duc până la această dată. Am adus 30 de milioane de euro în Comuna Izvoarele. Deci este un lucru foarte bun și mergem mai departe. Avem proiecte în derulare, avem proiecte în implementare. Mergem mai departe până când terminăm toate proiectele și după aceea poate o să avem și o pauză de respiro. Deci am în spate o echipă puternică și facem treaba mai departe. Și rog toți colegii să aibă grijă să facă o echipă bună ca să avem succes toți. Felicitări, domnule primar. Eu invit pe cei care sunt curioși să se ducă în Comuna Izvoarele, mai ales în localitatea Izvoarele, să vadă drumuri asfaltate de unde nu puteai să treci pe jos, nici măcar cu căruța. Acum sunt asfaltate, oamenii sunt încântați de realizările domnului primar și îl felicit și eu încă o dată și doresc succes. Mulțumesc. Am tot sprijinul comunității, avem și o comunitate greacă în localitate, deci am sprijinul total în toate direcțiile. Deci, mergem mai departe. Felicitări! O să-l rog pe colegul meu de la primărie, City Managerul Nicu Bibu, să ne spună și dumnealui câteva cuvinte și mai ales de încurajare pentru tinerii noștri de aici. Da, mulțumesc! Bună ziua tuturor! Bun venit în echipă noilor colege, colegi! Ne așteaptă o luptă grea, dar cu siguranță vom câștiga. Avem o echipă extraordinară și se vede. De lansarea de vinerea trecută m-a sunat cineva și mi-a zis că suntem prea serioși așa și în filmare și în poze și am zis că tratăm cu maximă seriozitate momentul ăsta și nu putem doar să râdem așa, nu e, contează și emoția, bineînțeles. Așadar, succes, vă așteaptă după 9 iunie, cu siguranță, momente dificile, momente grele, dar pe care le veți depăși. Mult succes! Mulțumim, mulțumim! Mulțumim. Să nu-i speriem, pentru că nimic, mie spunea cineva, când eram supărat și nu mi-așeau niște lucruri la primărie sau nu prindeam finanțare într-un proiect. Și a intrat un prieten, un om de cultură, s-a nimerit, un epigramist din Constanța, Petru Brumă cheamă, care, văzându-mă cât de trist sunt,
Îmi zicea, ce faci, gata, nu mai vrei să mai candidezi, nu mai vreau. Gata, m-am săturat. De ce? Că nu ți-a ieșit ceva? Și zice, da. Eu zic, da. Dar laurii, a cui sunt când ies? Nu tot ai tăi. Te hrănești de acolo și mergi mai departe. Și o să rog pe Michael, cel de-al doilea deputat al nostru, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, Stefan. Felicitări ție și lui Alex pentru prestația de ieri de la Prima News, pentru că ați vorbit de acolo foarte, foarte, foarte bine. Mulțumesc, Stefan. Într-adevăr, a fost o emisiune frumoasă ieri, în care nu am făcut altceva decât să expunem, să punem pe tapet tot ceea ce se întâmplă în municipiul Tulcea, ce se întâmplă într-o administrație liberală. Revenind la momentul de astăzi, vreau să-i felicit pe tinerii colegi, pe noi colegi, pentru curajul pe care l-au de a intra în această arenă a luptei electorale. De pe margine este ușor să dai sfaturi, însă în teren, când ești în luptă, este mult mai dificil. Dar voi sunteți pe cale să schimbați niște destine. Atât ai celor pe care îi veți înfrânge în această bătălie, cât și ai comunității pe care o veți conduce după data de 9 iunie. Iar ca un garant al victoriei voastre, să știți că este marea echipă liberală în care ați intrat. Orice problemă aveți, de orice natură, să știți că vă puteți baza pe noi, suntem mereu în spatele domniilor voastre. Iar schimbarea începe prin noi înșine. Un slogan pe care cu toții îl cunoaștem foarte bine. Și schimbarea asigurată de voi va duce și la schimbarea președintelui de Consiliul Județean actual. Pentru că, într-adevăr, este timpul schimbării și vom câștiga președinția Consiliului Județean prin colegul George Șișcu. Succes! Succes! Vedeți implicarea în viața organizației naționale a organizației județene Tulcea. Michael este modest și nu vrea să spună. El este ales ca unul dintre comunicatorii partidului din tânăra generație și îl puteți vedea deseori pe ecranele televiziunilor în dezbaterile care au loc pe diverse teme politice. Iurie și eu, succes în continuare. Mulțumesc. Și fiind în aceeași bancă, li se mai spune și George Michael. Și terminând așa cu un sâmbetul pe buze, aș vrea să trecem la noi noștri colegi. O parte sunt colegi noi, o parte sunt colegi mai vechi, dar sunt candidați pentru a obține pentru prima dată funcția de primar. Și o să încep aici cu cine am direct în fața mea, cu doamnele acestea extremat de frumoase și deștepte. Și o să încep cu Cristina Staicu, care va candida pentru funcția de primar a comunei Ceatalchioi. Te rugăm, Cristina. Bună ziua și bine v-am găsit. Numele meu este Cristina Staicu. Am 36 de ani. Sunt antreprenor în domeniul fondurilor europene și îmi doresc din tot sufletul să încep schimbarea. Așa cum a spus și colegul nostru, domnul Michael Gudu, că schimbarea vine prin noi înșine, eu cred că schimbarea vine de jos, în sus. Eu niciodată nu o să reușesc să schimb ceva sus. În schimb, în aproapele meu pot și vreau să demonstrez în acest lucru. Pentru binele meu și pentru binele altora, îmi doresc o comunitate care să crească. Lucrurile acum sunt așa cum sunt, nu le spunem pe nume. Însă ele pot fi îmbunătățite. Am încredere în mine, am încredere în oamenii care sunt în jurul meu și îmi doresc o viață mai bună. Pot spune despre mine că am terminat un liceu militar cu care mă mândresc foarte mult. Dacă mă uit în urmă, cred că e lucru cu care mă mândresc cel mai tare, pentru că, dincolo de cunoștințele pe care mi le-a lăsat, m-a învățat să fiu om. Și probabil că acum o să se vadă momentul când trebuie să arăt ce am învățat, nu numai acolo. Disciplină, perseverență, muncă. Și dincolo de toate calitățile pe care trebuie să le aibă un primar, îmi doresc să fiu înțeleaptă. Sunt pescar comercial autorizat, sunt vânător de 20 de ani, sunt agricultor, sunt apicultor și spun acest lucru nu în sens de mândrie, ci în sensul în care aș înțelege în mare măsură problemele cu care oamenii din comunitatea mea se confruntă. Cred în mine, cred în voi și cred că sunt pe drumul cel bun. Vă mulțumesc tuturor! Felicitări! Colegul
Colega noastră, Baresa Karpov, va candida pentru a câștiga una dintre cele mai frumoase primării, unul dintre cele mai frumoase orașe ale României. Orașul aflat în zona cea mai estică, de acolo de unde răsare soarele, pentru orașul Sulina, Baresa Karpov. Bună ziua, mă numesc Baresa Karpov și sunt mândră că sunt sulineancă. Sunt absolventă a Facultății de Drept și Administrație Publică. Sunt cu experiență în administrație, sunt aproape de oameni. Vin cu mare încredere în această mare echipă frumoasă și corectă, mândră. Am toată încrederea că am să reușesc să unesc toate categoriile care momentan sunt dezbinate în acest oraș frumos. Sunt grecoaică, sunt căsătorită cu un om care face parte din comunitatea ucrainenilor. Am un copil frumos, am o familie frumoasă. Vreau ca prin exemplul nostru și a ceea ce am realizat pe parcurs, în tot parcursul meu profesional, să fiu un exemplu, dar să și fiu în ajutorul comunității. Sunt sigură că Sulina poate mai mult. Îmi doresc să aibă mai mult și cu ajutorul meu și a echipei care o am alături de mine și cu care pot să realizez lucruri. Ceea ce îmi doresc cel mai mult este ca oamenii care vin în Sulina să rămână cu o impresie bună, cu căldura oamenilor care trăiesc acolo și să plece încărcați ca să mai vină și a doua oară. Vă mulțumesc pentru încredere și cred că o să reușim și o să ajungem să realizăm toate proiectele în echipa PNL. Vă mulțumesc! Bravo! Sunt sigură! Felicitări, Baresa! Suntem convinși că vei scoate acolo un rezultat pozitiv, în sensul că de pe data de 9 seara, acolo când se face 9-10, te vom felicita, la fel cum vom felicita și pe ceilalți colegi, că vei fi noul primar al orașului Sulina. Succes! Doamne, suntem ajută. Aproape! Într-o altă comună foarte importantă din Delta Dunării, promovăm... Vedeți, toate doamnele sunt din zona deltaică astăzi. De ce trăim impresia că sunt oameni aspri și puternici și... Pescarea aceea pe care îi vedem în poze, uitați că noi am găsit trei doamne. Doamne și pe Vambara deja confirmat. Doamne gingașe și puternice. Pentru a candida la funcția de primar a comunei Pardina, colega noastră Maria Belibrov. Bună ziua, mă numesc Maria Belibrov, sunt din comuna Pardina. Sunt absolventă a Facultății de Matematică și Științe Economice. Am lucrat în acest domeniu foarte mulți ani, în departamente financiar, contabile, bănci, pe mai multe domenii de activitate. Simultan am avut experiența unor mici business-uri în domeniul calculatoarelor. Vorbesc două limbi străine. Mai nou, în ultimii 4 ani, am experiență în administrarea activității de instalare sisteme fotovoltaice. Din 2009, de când am intrat în Uniunea Europeană, am creat forme asociative în zona mea de Baștină. Am fost interfața dintre fermieri și autorități, pentru că și eu sunt fermier și atunci, cunoscând toate problemele, plus că mi-am folosit experiența profesională ajutându-i. Acum îmi doresc să candidez pentru că vreau să-mi aduc aportul prin experiența mea în mai multe paliere ale vieții oamenilor din comuna mea, și anume în sistemul de învățământ extrem de precar, sanitar. Actul administrativ aș dori să-l readuc la normalitate, pentru că acesta nu mai există și atunci și așa viața este grea și suntem îngreunați pentru fiecare problemă administrativă ce ține de cetățeni. Îmi doresc să cresc calitatea vieții oamenilor mei prin experiența mea, prin voința mea, determinarea și experiența mea profesională și, evident, cu ajutorul dumneavoastră.
Vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Având în vedere că e una din cele mai mari comuni din județ, o populație relativ redusă, necesită multă dezvoltare în infrastructură, agricultură, învățământ și multe altele. Pe această cale am o rugăminte către domnul președinte al Consiliului Județean din data de 9 iunie, domnul Șișcu, legat de drumul județean foarte cunoscut, Chilia, în Turcia, care se află într-o stare jană. Și noi ne alăturăm la acest obiectiv. Da. Cu toții. Și noi vă punem o stradă în municipiu ca să uniți. Cam atât despre noi și suntem siguri că vom lua aceste alegeri cu ajutorul echipei liberale și a colegilor mei de la Chilia Veche. Vă mulțumesc! Bravo! Succes! Nicoleta nu ratează nicio ocazie și mi-a și spus acum și de ce doi, domnul comunal 2, pe care vrea să-l reabiliteze. Să știți că revin la Nicoleta, este cea în urma că demersurile ei au dus la și o schimbare în legislație, astfel încât comunele sub 2000 de locuitori să fie eligibile pe anumite axe de finanțare. Concluzia discuției pe care am avut-o la telefon cu Nicoleta, când i-am explicat, nu ești eligibil pentru că n-ai 2000 de locuitori. După discuții, concluzia a fost, bă, să nu vin eu acolo, că vă arăt eu 2000 de locuitori. Le-am explicat celor și la minister și iată că și comunele sub 2000 de locuitori sunt eligibile pe axele pe care nu erau eligibile până atunci. Deci o femeie a influența? Absolut! Avem, și cu ajutorul unui bărbat este drept. Deci echipa. Doamnele echipa noastre, atunci când își impun lucruri mărețe, le realizează. La fel și colegii noștri. Și o să dau cuvântul colegului și prietenului nostru, candidat la funcția de primar a comunei Ceamurlia de Jos, Eugen Petrică. Mulțumesc, domnul președinte. Nu prea mă pricep la vorbe. Se pricepe. Să demonstrez că mă pricep la fapte. Corect. Aștept să, ca după alegerile din 9 iunie, să realizăm multe lucruri în comunitatea noastră. La momentul ăsta, cred că suntem foarte încet în ceea ce ne-am propus să facem. Multe dintre obiective, dintre dorințele locuitorilor nu sunt deloc ascultate sau, mă rog, realizate de către locuitorii, de către conducerea primăriei. Îmi doresc să schimb lucrurile, toate lucrurile astea. De aceea m-am propus, adică m-am hotărât să candidez și sper împreună cu echipa mea de acolo, care e o echipă foarte bună, să câștigăm alegerile după din data de 9 septembrie. Din 9 iunie. Mă bazez, desigur, pe viitor și pe sprijinul domnului viitor președinte al Consiliului Județean. Da, și cererile. La final doresc să urez succes tuturor candidaților Partidului Național Liberal și vă mulțumesc. Mulțumesc. Am deosebită plăcere de a vă prezenta candidatul nostru la funcția de primar a comunei Smârdan, o localitate care se află la marginea județului, dar la intrarea totodată în județul Tulcea dinspre Brăila, comuna Smârdan, Mihail Șofon. Mihail, sunt actualmente capitan de navă, lucrez la Societatea Romnav Brăila și candidez pentru primăria Smârdan pentru schimbare și știu că e multă grea, dar trebuie să luptăm, să câștigăm primăria, să spun aproape de ce ne simtă. Mai tare, mai tare, fii mai tare, că să audă și Mărgulescu. Bate dacă ajung de Felicitări, domnul Mihail, suntem alături de dumneavoastră, așa cum am fost de fiecare dată, și să dea Dumnezeu să obțineți rezultatele pe care ne le dorim cu toții. Mult succes!
colegi de la marinar la marinar să-ți doresc să ții comuna pe asietă dreaptă, vânt din pupa și, cum spunem noi, verde, verde, roșu, roșu, drumul bun din Moș-Strămoș. Acum o să răspundem la întrebările dumneavoastră, dumneavoastră pe care le veți adresa atât candidaților cât și nouă. Dacă nimeriți ceea ce vreți să vă spunem, este mai bine. Dacă nu, o să vă spunem și noi niște lucruri pe care nu le știți. Așa că așteptăm întrebările dumneavoastră. Vă rugăm. Aveți emoții? Am aceeași întrebare ca și pentru tura trecută a dumneavoastră, a Partidului Național Liberal, pentru candidații proaspăt prezentați. Ce feedback aveți din BAC? Fiecare ați vorbit despre dumneavoastră, de ce vreți dumneavoastră, de echipă, de la oamenii, comunitatea. Lăsăm faptele să vorbească, e prea devreme să... Ce feedback aveți din partea lor? Pentru că altfel nu vorbesc că nu vă rămâneți la povestea asta. Doamna Maria. Eu am avut deja două zile contact cu oamenii mei, în care mi-am ales consilierii și am fost extrem de entuziasmată pentru că oamenii mi-au zis în sfârșit te-ai decis, ai venit, te știm de foarte multă vreme, nu ai făcut niciun fel de greșeală. Doar Maria Benivrov poate să fie primarul cetățenilor noștri și feedback-ul crește. Oamenii îmi trimit mesaje, urmează să mă duc să-i contactez pe toți, toată lumea știe, sunt foarte bucuroși. Tot satul este de partea mea, singura problemă va fi, mă rog, eu n-am experiență politică, dar primarii în funcție de culoare roșie au alte instrumente de luptă. Aici este doar problema mea pe care va trebui să o experimentez. Iar noi vom fi alături de tine. Mulțumesc. Pentru că și noi de-a lungul timpului ne-am ciocnit, ne-am luptat cu diferite mijloace care nu erau nici legale, nici ortodoxe. Aș putea să vă dau un exemplu pentru toți, care este un exemplu extraordinar. Săptămâna trecută a fost colegul nostru primar de la Babadag, Georgian, care la rândul lui și-a lansat ca cel prilej candidatura pentru al treilea mandat. Acum două mandate, Georgian a câștigat alegerile pentru orașul Babadag, un oraș extraordinar, al doilea camărine din județ la momentul actual, la un vot diferență. După ce au numărat vreme de 4 zile și 4 nopți. Am numărat până luni, a doua zi, până la orele 15, deci se închiseseră toate secțiile de votare din județ și până la urmă s-au supărat și oamenii din secție. Au zis, nu mai putem. Nu iese, ăsta e unul în plus, asta este, ce să fac. Și acel rezultat de un vot a fost cauzat de niște practici foarte murdare ale adversarilor lui, care au cumpărat efectiv voturi, care au plătit diverse autocare de a adus din străinătate anumite categorii sociale pentru a vota în localitate, care nu se sfiau nici măcar să fie filmați la momentul respectiv când acordau bani cetățenilor pentru a fi votați. Am privit atunci la Georgian o dezamăgire că a câștigat la un vot. Și am zis așa, Georgian, cei mai trist sunt cei care au pierdut la un vot. Nu tu, care ai câștigat la un vot. În mandatul următor, Georgian a câștigat cu aproape 70%, indiferent de practicile care au mai existat în localitatea Babada. În mandatul acesta, Georgian va câștiga peste 70%, al treilea mandat, pentru că are realizări alături de echipa lui remarcabile. Deci, contează să câștigi și acele practici noi vă vom susține cu toate mijloacele de care avem în stare, tocmai pentru a-i descuraja să le facă. Da?
Altcineva care să răspundă. Și aș vrea să fac o paralelă între ce s-a întâmplat atunci la Babadac și ce se întâmplă acum, pentru că și Ștefan, președintele nostru, este candidat la primăria municipiului Tulcea. Georgian a început în primul mandat, în 2012-2016, foarte multe proiecte. A arat și a săpat tot orașul pentru... Și atunci oamenii au început, au avut muniție să-l lovească. Ba că le dărâmă casele unor anumite etnii, ba că a săpat și tot orașul e o mocirlă. În schimb, după acel câștig, la un singur vot, următoarele alegeri nu au avut nicio problemă. Oamenii au văzut că realizările sunt reale. Toată acea muncă pe care a depus-o în primul mandat, toate acele noroaie și acele, acel disconfort creat a dat roade și sunt convins că așa se va întâmpla și în municipiul Tulcea. Și nu mă deranjează și voi aprecia victoria și la un singur vot. Doamne care e targetul PMR-ului la nivel de primărie județ? Targetul nostru este să avem 51 de primari. Targetul de bază este 51, dar targetul corect este să avem 75% dintre primării. La momentul actual, în alegerilor din 2020, noi am obținut mandate de primar în cele mai mari localități ale județului Tulcea, astfel că la nivelul locuitorilor, cei mai mulți locuitori sunt conduși la momentul actual de primarii liberali, chiar dacă avem cu mai puține primării decât avem 22-23 din 51. În schimb, avem 4 din cele 5 orașe, cele mai mari comune, pentru că și rezultatul la Consiliul Județean ne-a arătat că avem mai mulți consilieri județeni mandate decât PSD-ul. Numărul locuitorilor aflați sub administrație liberală este aproape cu o treime mai mare decât cei aflați sub administrația PSD, iar noi ne dorim acum să mai câștigăm încă, să ajungem la un 75% cel puțin, pentru că în mod evident, atunci când există o victorie a echipei și a grupului, vom avea și președinția Consiliului Județean. Dacă vrea cineva să dorească să răspundă la întrebarea doamnei Nicrișanu, feedback. Dacă se poate, bună ziua din nou. Referitor la întrebarea dumneavoastră, pot să vă spun că după mai multe zile în care am luat Comuna la pasă, e vorba de Comuna Fregăței, cu ocazia mărțișorului, când am și dăruit doamnelor și domnișoarelor mai bine de 1000 de mărțișoare, feedback-ul a fost în proporție de mai bine de 80-85%, faptul că oamenii chiar își doresc o schimbare, își doresc o schimbare în bine, o schimbare privind transparența, privind partea socială, ca să fiu acel primar în mijlocul comunității, cu toate grijile și nevoile oamenilor din comuna mea. Și mă bucur acest fapt. Am și alături de mine o echipă de peste 30 de oameni care și actualmente se mai alătură. Sunt atât bărbați cât și femei din toate categoriile sociale, cu diverse pregătiri la bază și împreună vom câștiga, cu siguranță. Bravo! Feedback, Paresa? Da. Eu vreau să vă spun cu cea mai mare sinceritate că voința oamenilor m-a determinat să puneți în această luptă și fiind soțul meu tot așa, este pescar autorizat și categoria de pescari m-a susținut de fiecare dată și spunând că există cineva care le reprezintă interesele, turismul care stă la baza subzistenței localnicilor și susținerea oamenilor din această categorie, iarăși m-a făcut să le vin alături și să le susțin interesele, pentru că, după cum știți, în Sulina, 2-3 luni pe an funcționează turismul și oamenii care sunt mai puține categorii
care pot să obțină venituri. Iată că cele două categorii, cei de pescari și cei din turism, sunt cei care mă susțin și au venit alături de mine spunând că cu ajutorul meu și prin ei, bineînțeles că doar prin ei și că alături de ei, o să putem să facem lucruri pentru noi ca cel puțin să mărim perioada de turism, să acordăm facilități pescarilor, să venim în ajutorul populației care este fără locuri de muncă pe perioada iernii și se trăiește foarte greu. Și atunci, cu aceste categorii alături de mine, cred că pot și am să am succes pe 9 iunie. Bravo! O scurtă intervenție aici, dacă îmi permiteți. Dacă tot s-a adus în discuție turismul, mă bucur că e una dintre priorități, cu atât mai mult la Sulina, unde e un oraș turistic. Vreau să-i asigur pe toți colegii mei, unde există turism și unde se dorește dezvoltarea turismului, că vor avea parte de sprijinul meu și de implicarea mea necontenită. Vă mulțumesc. Mulțumim. Alex este managerul organizației de management a municipiului Tulcea. Este inițiatorul care, alături de noi și de echipa din primăria municipiului și de antreprenori foarte mult, din ce în ce mai mult din municipiul Tulcea, am pus bazele primei organizații de management din județul Tulcea și una dintre cele câte în țară? 21 5 în Dobrogea, din țară. În județul Tulcea suntem singuri, suntem într-un proces de constituire și de dezvoltare și o să vedeți foarte multe lucruri frumoase generate de OMD-ul nostru, al cărui manageriat este asigurat de Alex. Nu e loc în județul Tulcea în care să nu se poată face turism. Așa este. Absolut. Noi am încercat ca la întâlnirile pe care le-am avut la Consiliul Județean să explicăm fiecărui primar, mai ales celor din Delta Dunării, că este foarte important să-și facă întâi OMD-ul local și să nu adere doar la un OMD al județului, așa cum s-a propus. Că fiecare localitate poate câștiga bani odată din acele taxe de turism care trebuie realizate și poate obține finanțări europene nerambursabile sau guvernamentale din legislația aferentă OMD-urilor, în așa fel încât să se dezvolte pe ei înșiși și apoi să ducă bani la dezvoltarea județului, a regiunii, a țării. Și împreună cu Alex le-am propus tuturor să nu se lase păcăliți și să-și facă OMD-uri în localitățile lor, pentru că cu cât suntem mai puternici în teritoriu, cu atât filiala este mult mai dezvoltată. Cristian. Da. La Chilia Vechi, echipa candidații la Consiliul Local, din partea Parlamentului Național, sunt din diverse medii, profesori, agricultori, pescari, un feedback permanent populația, da. Se discută zilnic și până dacă ar fi alegerile, știm cu siguranță. Bravo! 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 Sorin Diaconu, ce feedback ai din partea populației? Tu trebuie să ți-l construiești acum, în această perioadă, foarte mult. Te rog. Aveți de făcut o faleză acolo, o faleză frumoasă. Avem de făcut. Avem de făcut mult mai mult. Sperăm că le vom face pe viitor. Dar pentru asta trebuie să luptăm să câștigăm. Ce spun oamenii când vorbesc cu ei? Sunt încrezători? Bun, da, încrezători. Așteptăm. Încurajează, sunt lângă dumneavoastră? Sunt lângă mine, mă încurajează, da. Așteptăm, îi așteptăm la urmă. Și măriți-vă vocea din glas, dați-vă bas și bariton sus, pentru că oamenii vor să audă răspicat problemele și nevoile și soluțiile la ceea ce vă întreabă, așa că curaj, știm că acum suntem în fața monitoarelor și avem emoții, dar hai să le spunem așa mai răspicat, mai dur, mai dur, dar prietenos. George, ia să-l auziți pe George. M-a obligat să vorbesc tare. Feedback-ul este unul foarte bun, doar că există. Oamenii sunt nemulțumiți din vari motive. Primăria Văcăreni nu a avut niciodată o persoană tânără la conducere. Suntem vecini cu comuna Luncavița. Asta ne condamnă oarecum pentru că majoritatea populației tinde să se uite în curtea vecinului,
să spună, uite domnule, la Muncavița se face. Da, într-adevăr, se face, s-a făcut, dar acei oameni au muncit, s-au respectat între ei. Tot tineri, da, într-adevăr. Mai avem de lucru deoarece încă populația din comuna Băcăreni cred în dezinformările ieftine și în jocurile politice de 2 lei. Până nu vom elimina și se va acorda încrederea unei singure persoane, sau nu unei singure persoane, unui grup tânăr cu inițiativă, cu viziune și cu rapiditate în execuție, cred că lucrurile rămân tot la stadiul lent de dezvoltare. Tocmai de aceea cred că sunt persoana care reușesc să implementez și să aduc evoluție rapidă și o ascensiune fulminantă comunității din care provin. Așa este. Valentin. Nu. De ce să-mi fie teamă? Dar cine este, în primul rând? Se spune doamna Dămiță că nu am niciun motiv să-mi fie teamă. Bravo. Sunt integru. Da. Cu toate că primăria a fost văzută ca un business privat, așa cred că ar trebui să eliminăm obiceiurile astea. Primăria este a comunității, a populației, iar noi trebuie să ne implicăm activ în treaba asta. Să dezvoltăm corect lucrurile. Așa este. Valentin, ce spun cei din Slava Rusă și din Slava Cerchezi? Bună ziua încă o dată. Feedback-ul este pozitiv. Oamenii vin întotdeauna către mine și către echipa mea spunând că suntem singura soluție pentru comuna Slava Cerchezi. Am o echipă foarte bună, am în spate un fost viceprimar de 7 mandate, am tineri care au studiat în străinătate la Cambridge, în Marea Britanie, am ingineri, am persoane care și-au dezvoltat propriile afaceri, deci practic au demonstrat în cadrul comunității. Este clar că suntem o echipă puternică și pregătită din punct de vedere profesional și al experienței. Deci oamenii ne susțin din toată inima lor, așa simțim noi. Chiar la un moment dat s-a propagat în localitate faptul că n-aș mai candida și atunci am fost bombardat cu mesaje și telefoane spunându-mi oamenii ca să nu fac acest lucru și să-mi continui drumul pe care l-am început acum 3 ani jumate, lucru pe care îl și fac de altfel și îl voi face până la capăt. Deci feedback-ul e pozitiv și sunt ferm convins că pe 9 iunie echipa liberală va fi cea învingătoare în comuna Slava Cerchezi. Bravo! Mai am eu o întrebare pentru primarul de la Măcin. Da, un oraș important. A fost și am văzut câteva dintre obiectivele pe care deja le-ați realizat, de care oamenii nu știu. Mai precis? La spital, de exemplu, ați făcut... Încă este în implementare. Sunt multe probleme la Măcin. Aveți o strategie să le spuneți, să-i încurajați pe oameni că aceste lucruri se vor rezolva în acest mandat? Chiar mai devreme de a intra am vorbit cu domnul deputat, că nu mai puțin de săptămâna care vine trebuie să ajungem iarăși la Ministerul Transporturilor, pentru că proiectarea pentru drumul de centură, acel drum de centură dorit de mulți ani, a prins contur, e gata proiectarea, luni vom transmite către DRDP pentru verificare și către CNAIR spre avizare. Bun, într-o ședință tehnică, cu domnul deputat, bineînțeles, întotdeauna m-a ajutat. Da, sunt proiecte fazate, neterminate până la 31 decembrie. Știm cu toții, cred că nu există primar care nu are probleme cu aceste proiecte fazate. Vă spun sincer, toată lumea mă acuză pe mine, antena, dar vă spun că o cerere de finanțare depusă în 2017 și semnată în 2020 și perioada de implementare 3 ani, e foarte bun. Vreau să completez un pic la ce spune Cici și să trezesc un pic interesul celor care ne ascultă, care poate nu știu că în județul Tulcea există 2 spitale. Este spitalul județean Tulcea și spitalul orășenesc Măcin. Spre deosebire de spitalul județean Tulcea, care este sub administrarea Consiliului Județean
Consforul cu cea mai mare putere economică, care are cele mai mari pârghii, Spitalul Orășenesc Măcin, care unde vin toți locuitorii zonei de nord și nu numai, oricine poate, are, nu este limitat după buletin, după cartea de identitate, nu ești măcinean, nu intri în spital. De la Isaccea, Luncavița, până la Greci și Smârdan și Horia, oamenii se duc la Spitalul Măcin. Și foarte rar, doar în cazurile extreme, se duc mai departe la Tulcea, alea extreme pleacă de la Tulcea mai departe. Nu este firesc ca un consiliu județean să se ocupe de un spital, iar o singură primărie, tot de un spital, care are aceleași caracteristici, tot paturi foarte multe, cu foarte mulți cetățeni din toată zona. Deci ceea ce face Gigi la Măcin face să existe un spital de care beneficiază și Luncăvițeanu, și Greceanu, și Măcineanu, și Văcărneanu, și cel de la Horia, și de la Dorobanțu și toți, cu banii municipalității Măcin și cu fondurile pe care le-a atras Gigi în mandatele lui. Nu poți, el spune, dumneavoastră a zis că sunt lucruri care oamenii nu știu. El spune, las că le prezentăm când se termină. Nu, Gigi, arată-le acum, stadiile pe care le ai acum. Arată cât de mult, că oamenii spun, oh, dar trebuia terminat de mult. Nu este așa. Numai unul se chinuie pentru un spital. Nu este nici bază legală, că Gigi a încercat împreună cu noi să unim localitățile din zonă pentru a finanța dezvoltarea orașului, dezvoltarea și funcționalitatea spitalului orășenesc. Dar nu există bază legală. În teorie, ar trebui și în practică, ar trebui ca aceste spitale să fie ale județului. Da? Pentru că ele definesc, ele apropie în interiorul lor oameni din întregul județ, nu numai din orașul Măcin. Și este o presiune foarte mare pentru un oraș. Uite că se descurcă alături de alte și alte proiecte. Felicitări! Și mulțumesc și ca o completare vreau să mulțumesc tuturor consilierilor județeni, pentru că la un amendament făcut acum să fie o lună, două luni, atunci când la dispoziția Consiliului Județean au venit niște bani din cote defalcate, nu știu cât la sută, am făcut un amendament ca acele primării care beneficiază de servicii medicale la Spitalul Măcin să doneze o parte din acea sumă. Mulțumesc tuturor consilierilor județeni, toți au fost de acord, mulțumesc echipei liberale care mi-a susținut amendamentul și care chiar a avut succes. Din acei bani vom lua liftul noi. Da. Dar la primar nu le mulțumesc. Deci știu bani primarii. Și la primar. Da. Pentru că, vedeți, oamenii nu văd și nu conștientizează, pentru că nu știu câte probleme și câte chichițe poate întâmpina un astfel de proiect. Este vorba de ce a spus Gigi, banii au venit, totul s-a blocat, spitalul nu mai putea funcționa, pentru că lifturile nu mai aveau autorizații știr și nu puteau fi urcați bolnavi de la partier la etaj, decât pe scări, în pătură cumva, și astfel încât a fost nevoit să intervină pentru verificare acelor lifturi, ca să li se acorde încă o perioadă scurtă până vin noile lifturi pentru a putea funcționa spitalul. Lucruri pe care oamenii din localitate nu le știu și e bine să le faceți cunoscute, astfel încât să-și dea seama că nu e nici rea voință, nici neputință, sunt lucruri care trebuie făcute și legal. Sigur. Trebuie să te încadrezi în niște termene. Nu poți să treci peste niște prevederi legale, astfel încât să poți să fii tras la răspundere mai târziu în cazul unui accident sau, Doamne ferește, ceva mai grav. Vă rugăm, întrebări. Hai, curaj, curaj. Mitigă. Mitigă-i colegul nostru, este președintele junior de la Tineret. Dar poți să pui o întrebare, Mitigă? No. Răzvan. Eu vreau să vă mai pot eu să pun o întrebare, dacă vă rog. Pot să pun întrebări și că ea dintre dumneavoastră cum arăt drag.
Dar vreau să-l întreb pe domnul deputat Michael, dacă, la fel cum știu eu că oamenilor, în ultima perioadă au venit oameni, au întrebat, turcenii, mă refer în primul rând la turceni, dar nu numai, pentru că oamenii sunt interesați de tot felul de probleme, de legislație, de tot felul de probleme, înțeles că vin acolo la dumneavoastră și dacă ați reușit să rezolvați unele dintre problemele ridicate de cetățenii care vin și bat la ușă. Sigur că da. Alături de colegul deputat George Șișcu avem în fiecare zi de joi și vineri, da, la cabinetele parlamentare, consultații cu alegătorii din județul Tulcea. Orice cetățean, indiferent de natura problemei pe care o are, ne contactează. Vă pot da un singur exemplu. A existat o lungă perioadă de timp în care crescătorii de animale din delta Dunării, în special în zona comunei Pardina, întâmpinau dificultăți în relația cu Consiliul Județean. În sensul în care dânșii solicitau teren pentru animalele pe care le aveau, iar Consiliul Județean tot timpul răspundea, nu ne permite legea, nu putem să vă dăm teren. Au început procese între crescătorii de animale și Consiliul Județean, procese câștigate de către crescătorii de animale. Urmare acestor chestiuni, la sugestia crescătorilor de animale, am inițiat un amendament la legea zootehniei, prin care Consiliul Județean să fie obligat de această dată prin lege să pună la dispoziția crescătorilor de animale teren pentru a-și atinge scopul pentru care există aceste asociații de animale. Aceasta ar fi una dintre inițiativele pe care le-am dus până la capăt, pornind de la o chestiune punctuală. Prin asta am degrevat și Consiliul Județean de procese, sunt de acum încolo pe un drum bun și crescătorii de animale din delta Dunării. Chestiunile de natură juridică, iarăși am mai purtat multe discuții la sediu. Evident că eu fiind avocat, lumea știe acest lucru și mă întreabă tot felul de chestiuni. Dar și eu și colegul George am fost asaltați în ultimul timp în legătură cu legea care privea acordarea de compensații bănești pentru persoanele care au avut de suferit urmare regimului sau regimurilor instaurate în România după 6 martie 1940 până în martie 1945. E vorba de celebra lege 154 pe 2021. Și de urmașii acelor persoane. Și de urmașii exact ai acelor persoane. Atât eu cât și George, plus un coleg deputat de satul mare, Adrian Cosma, am inițiat un amendament ca această lege să intre în vigoare imediat. Pentru că de vreo 2 ani de zile se tot amână de la 1 ianuarie. Ianuarie 2022, ianuarie 2023-2024. Am făcut acest amendament, dar, din păcate, o spun de această dată, amendamentul nu a trecut, invocându-se motive de genul chestiunilor economice, buget și așa mai departe. Însă, mi s-a promis că, începând cu 1 ianuarie 2025, și această lege va intra în vigoare pentru ca beneficiarii să se bucure de prevederile legale. Mulțumesc foarte mult. Și mai am o întrebare pentru domnul primar, președinte al Partidului Național, domnul deputat Șișcu. Nu să ce feedback aveți pentru președinția Consiliului Județean? Vreau să vă spun un lucru și mă bucur că am posibilitatea să-l spun. Față de acum, eu am pierdut foarte puțin, la foarte puține voturi, ținând cont de câte voturi s-au dat în județ acum 4 ani, la vreo 4.000 de voturi, adică mai trebuiau vreo 2.000 ca să câștig. Observ acum și în masa populației, dar în special la echipa pe care o am lângă mine și la primarii noștri, la colegii din organi, mai mult entuziasm, fără discuție, adversarul nostru principal fiind candidatul PSD, care are în spate 3 mandate de acum de președinte al Consiliului Județean, un om cu experiență foarte bine ancorat în teritoriul județ și cu mulți primari. De data aceasta însă îl științesc că va pierde aceste alegeri.
primarii și candidații noștri sunt mult mai buni decât ce oferă nu numai PSD-ul, decât ce oferă celelalte partide. Observați aici cum noi la PNL reușim și spre lauda noastră putem împleti experiența celor care stau în picioare cu entuziasmul și tinerețea celor care stau în fața noastră, astfel încât șansele mele sunt foarte, foarte mari. Nu o spun din, cum să spun, cu emfază sau să creez așa o emoție, o spun în urma unor sondaje pe care le avem, în urma unor discuții care avem cu colegii noștri din toate organizațiile și veți vedea că pe 10 iunie, da, 10 iunie, voi fi noul președinte al Consiliului Județean. Poți să continui un pic aici? Dar întâi să aplaudăm lucrurile. Da. O să vă spun un lucru care poate o să vă șocheze. Că nu știți despre el, poate Michael a zis el un pic în televiziune. Știți că în urma coaliției de guvernare PNL-PSD se pot realiza liste comune și la nivelul județului dacă organizațiile din județ sunt de acord. Ei, trebuie să știți că PSD Tulcea a solicitat în forul Partidului Social Democrat și a ajuns la masa negocierilor la PNL ca alegerile pentru primăria municipiului Tulcea și a președintelui Consiliului Județean să fie pe liste comune. În sensul că eu, candidat la municipiu, domnul de la PSD, candidat la județ și liste comune. Solicitarea este făcută de către președintele PSD Tulcea, alături de mai era însoțit și de domnul primar de la Jurilovca. Ce credeți că arată? Arată o teamă. Arată o teamă. Nu am fost de acord cu această propunere, pentru că noi nu avem cum să fim de acord cu această propunere. Eu, că m-ați întrebat de feedback, am 4 ani de zile alături de colegii mei, când nu am avut o secundă, nu o zi, nici măcar un weekend, o secundă în care să nu fiu călcat în picioare de toată propaganda PSD-istă plătită, de toată manipularea care s-a încercat a fi distribuită într-un oraș, într-un județ întreg. Este pentru prima dată în istoria unor administrații când se propagă ideea că dacă faci o stradă nu e bine. Că dacă pui o canalizare nu e bine. Că dacă este un șantier e de rău. Când de fapt orașele care se dezvoltă sunt cele într-un șantier continuu. Șantierele aduc disconfort, dar aduc dezvoltare. Orașele care stau la intersecția unei infrastructuri puse la punct sunt cele care se dezvoltă. Ele întotdeauna se dezvoltă, atrag turiști, atrag în primul rând antreprenori, atrag investiții. S-a propagat în acest mandat pentru că am deschis șantiere unde n-au fost deschise niciodată, unde apa curgea prin subteran și casele și blocurile se afundau în pământ. Am deschis șantiere, am obținut fonduri europene, m-am împrumutat chiar, tocmai pentru a umple fundația care era putredă și culmea, propaganda nu e bine. Unde s-a mai văzut ca cineva să spună, vai, uite ce oraș plin de șantiere, hai să le închidem. Unii spun, da, dar sunt începute de 3 ani. Păi da, am început de 3 ani strada Păcii. Pentru că pe strada Străcii au fost 7 investiții de alimentări cu apă, de canalizare, de introducerea cablurilor în subteran, de ape pluviale, de refacere a trotuarelor, de refacerea infrastructurii, pentru că acolo am găsit inclusiv conducte vechi de acum 100 de ani și grote nebănuite de nimeni, neștiute pe nicio hartă. Și de-aia durează 3 ani ca să realizezi pe o stradă principală intens circulată și locuită.
Într-un an am pus pe forestierului sau pe militari străzi noi create. Forestierul este la fel o stradă unde oamenii își doreau să se asfalteze dinainte să mă nasc eu. Am reușit să o asfaltăm într-un singur an. Pentru că nu aveau instalații, nu aveau o istorie a străzii în subteran. Și este circulată. Am reușit să o asfaltăm. Mai trebuie să mai punem pe ea niște marcaje, să dăm drumul la becul de iluminat și mai avem o porțiune la intrare pentru că avem o mică problemă cu înălțimea a mutilajelor care ar putea intra pe sub conductele de la alumina. Dar într-un an, asta e diferența. De ce a început pe 3, a început în 2020, n-a început în 2020, a început în ianuarie 2021. Și o terminăm acum. Astăzi aș fi vrut să asfaltăm ultima bucățică dintre Zimbrului și Elena Doamne. Și strada mică, mă scuzați. Dar temperaturile nu au fost bune dimineața, dar mâine vom asfalta. Și dacă perioada viitoare vor fi temperaturi bune, vom asfalta. Ăia să roagă, să ningă, să plouă. Da, aceste proiecte trebuie să meargă înainte. Și nu putem să negociem liste comune. Nu putem fi alături de cei care nu că ne-au înjurat. Nu că a critica este constructiv. Dar aceste personaje, acești indivizi au șantajat nu numai pe noi, ci pe fiecare coleg. Au făcut manipulare excesivă în rândul cetățenilor, au mințit cu nerușinare, au trecut peste prevederile legislative, mi-au umilit familia, au vorbit despre noi nu doar în termeni politici, ci de modul cum purtăm ochelarii, ori niciodată nu vom face o alianță cu ei și acum cerută de ei. Culmea. De ce oare este cerută? De ce este sacrificat contracandidatul meu de la PSD? Pentru că este temerea de a nu câștiga Consiliul Județean. Și vă spunem că eu, împreună cu George și cu colegii pe care vedeți aici și cu cei pe care o să-i vedeți și vinerea viitoare și cu cei pe care, cu toții, când ne vom aduna și într-un for mai mare și vom avea invitați din între primarii și președintele Consiliului Județene cu foarte mare personalitate și cu realizări în istoria lor, că noi vom câștiga în cele mai multe localități din județul Tulcea, vom câștiga municipiul, primăria municipiului Tulcea și președinția Consiliului Județean Tulcea. Bravo! Lume crede, să știți, că să fii primar sau e o muncă ușoară, că funcție, stai, bei cafea, secretara îți aduce cafeaua sau te plimbi cu mașina cu șofer. Vă dau încă o dată exemplu prietenului meu drag, Georgian Caraman, care într-un mandat a avut 150 de plângeri la DNA. Mi-a zis la un moment dat, mă salută lumea de lângă DNA, de la tot, de câți procurori. Instituțiile statului, fără discuție, trebuie să dea curs acestor sesizări. Doamne, dar să nu te mai oprești. Să nu te mai oprești din a face sesizări din orice. Da, le trăim acestea. Oamenii nu câștigă alegerile pentru că îți fac reclamații. Aceste lucruri nu sunt înțelese de adversari. Nu vei câștiga în fața, și un sfat pentru colegii noi. Nu vom câștiga puncte arătând cât de urât este primarul în funcție sau cât de prost i-a făcut. Vei câștiga puncte când vei arăta ce fel ești tu ca om. Ce vei vrea tu să faci. Când oamenii privindu-te în ochi vor vedea că tu ești un om care ești sincer și care vrei să te implici în activitatea localității și care nu-i minți și care nu faci șmecherii și care n-a înțeles de la tine că trebuie să dai șpagă ca să-ți dea autorizație de construire și a înțeles că trebuie pus și trebuie să ia toate lucrurile la rând. Atunci câștigi. Nu cu o campanie, vai ce coțul ăla, vai ce face ăla, vai ce urât e ăla, vai că i-a ieșit un nasture. Nu!
să vă cunoască oamenii pe voi, cum sunteți voi. Voi sunteți niște oameni excepționali, niște oameni cu bun simț, niște oameni care vă apărați drepturile, niște oameni care știți să propuneți idei, niște oameni care vă puteți apropia de o inima locuitorului. În felul ăsta veți câștiga în fața cetățenilor. Pentru că mulți dintre primarii din satele și comunele și orașele dumneavoastră au înființat o temere. Omului este teamă de a se exprima public că te susține. Este teamă de a scrie pe Facebook sau pe altă rețea un like sau un cuvânt de bine pentru tine. Pentru că primarii aceștia s-au ocupat să se ducă la om acasă. Ce ai scris, mă, pe Facebook? Cunosc cazuri. Tu vezi, te-ai apucat să scrii pe Facebook? Nu vă lăsați intimidați de aceste lucruri. Vorbiți-i cetățeanului așa cum sunteți dumneavoastră și el va ști cum să voteze în urna, în cabina de vot. Mulțumesc! Coaliția de la centru vă poate impune candidatură comună? Coaliția de la centru poate impune prin votul politic național orice. Dar noi am negociat, eu am fost prezent, George a fost prezent, eu am venit de la Bruxelles special pentru lucrul acesta, auzind propunerea de care v-am spus mai înainte, și am dovedit conducerii PNL că noi la Tulcea câștigăm și că nu putem să ne asociem pe liste comune cu PSD-ul. Că atunci voi avea oprobriul locuitorilor care m-au susținut și care ne-au susținut. Da? Deci mi-ar fi fost foarte ușor, nu? Mi-ar fi fost foarte ușor mai ales, da? Nu. Mergem împreună în echipă și în echipă vom câștiga. Mulțumesc! Domnule Șișcu, cât de mult contează la Consiliul Județean omul în intenția de vot? Omul, cât contează partidul și cât contează organizarea partidului în teritoriu pentru campania candidatului? Foarte mult contează toate, să știți. Și organizarea, și persoana, și echipa. Pe mine cred că mă cunoașteți și propun locuitorilor județului Tulcea, pentru că la depunerea candidaturii îmi voi depune și declarația de avere, să se uite la declarația de avere din iunie și se uite la declarația de avere din iunie din 2028. Ai vândut? Când voi încheia primul mandat de președinte al Consiliului Județean. Dar de ce credeți că este important declarația de avere? Pentru că ei trebuie să vadă că eu voi merge la Consiliul Județean să slujesc această comunitate și acest județ. Eu iubesc acest județ, v-am spus, am Tulcea în fiecare celulă a mea. Și atâta timp cât iubim, noi slujim. Nu mă duc să fac averi, nu am avut niciodată contracte cu statul, nu am avut niciodată lucrări, indiferent de ce natură, nu neapărat de construcții, care să fie plătite din banii statului. Tot ce am făcut în privat până când am intrat în politică, în 2012, când am devenit vicepreședintele Consiliului Județean, până în 2014, când am fost schimbat în urma unor jocuri de nu pot să le spun de culise, ale puterii de atunci. Și mi-am continuat drumul. Iată-mă astăzi la al doilea mandat de parlamentar, alături de o echipă care, revin la întrebarea dumneavoastră, este, al cărui rol este esențial în victoria unui candidat, pentru că echipa este cea care îi dă încredere și puterea unui candidat stă în echipa lui și puterea unei echipe stă în fiecare membru al ei. Dacă îmi permiteți, domnule deputat, lumea asimilează funcția de primar cu o funcție productivă. Nu este adevărat. Funcția de primar este o funcție constructivă, o funcție cu responsabilitate. Nu trebuie să ești bogat după un mandat de primar. Trebuie să ești același om care lasă ceva în urmă. De-aia vreau să vă spun. Foarte frumos, bravo, Andrei. Relația cu alegătorul. Nu pot să vin aici, că nu ar fi frumos să fac o descriere a acțiunilor pe care le-am avut în sprijinirea multor oameni și privat, în relațiile private, dar cei care mă cunosc știu ce au de spus despre mine în cazul în care vor fi întrebați. Dar care sunt principiile după care vreți să dezvoltați județul? Ce credeți că trebuie făcut la atunci? În primul rând, dezideratele
principale ale unei comunități trebuie să fie un trai cât mai bun al locuitorilor. Și asta se poate face numai prin conectivitate la toate zonele, adică drumuri. În domeniul sănătății să fie foarte bine pus la punct. V-am spus și Ștefan mai devreme, în Tulcea avem numai două spitale, de adevăr se construiește o aripă nouă, spitalul județean va fi modernizat, se pare, dar principala problema acestui spital și acestei zone de sănătate din județul nostru este lipsa medicilor din județ și din oraș. Aceasta se datorează și faptului că județul și municipiul Tulcea este un județ oarecum izolat. Eu nu i-aș spune că este izolat. Foarte mulți spun că suntem uitați de lume într-un colț aici, dar acum trebuie să ne uităm. Avem trei poduri în Dobrogea, căi ferate, aeroporturi. Nu suntem chiar izolați. Existența însă încă în lucru acelor proiecte a drumurilor expres, de la Brăila la Tulcea și de la Tulcea la Constanța, mă neliniștește faptul că încă nu intră la finanțarea acestei proiecte, pentru că ar da un impuls extrem de important dezvoltării acestei regiuni, pentru că Tulcea va avea două drumuri expres, unul de la Brăila la Tulcea și unul de la Tulcea la Constanța, care vor face mult mai facilă legătura între zonele foarte populate și foarte dezvoltate din area noastră. Brăila, Galați, Măcii, știți că este, cred că, a doua aglomerație urbană din țară, după București, Ilfov, și mai nu departe de noi, Constanța, la 120 de kilometri. Două drumuri expres și două centure, între care centura municipiului Tulcea, care se află acum unde am obținut finanțare, este unul dintre dezideratele obținute în acest mandat, pentru că am obținut finanțare europeană, este derulată printr-un parteneriat cu Compania Națională a Infrastructurii Rutiere și Primăria Municipiului Tulcea. Prima parte a finanțării o încheiem în acest an, adică acum suntem la faza de proiectare pentru emiterea autorizației de construire. Am făcut toate studiile, s-au realizat traseele pentru, s-au stabilit traseele pentru noua centură a municipiului, centură care va avea regimul de drum expres cu două sensuri pe Benz pe sens, care are o valoare de peste 200 de milioane de euro, cu viaducte, cu zone care vor uni drumul național european I-87 la intrare în Tulcea dinspre Somova, cu drumul european la intrare în Tulcea dinspre Babadag, cu cele două drumuri județene care se vor duce către, care se duc către Murighiol și către Agighiol, în așa fel încât vor descongestiona întreg spațiul și atât pentru turist, cât și pentru antreprenori, cât și pentru trafic, va realiza o conexiune cu drumul expres. S-au realizat studiile geo, s-au primit avizele comisiilor tehnice de la Ministerul Transporturilor, iar dacă reușim până la sfârșitul acestui an să emitem autorizația de construire, pentru că acum se lucrează la proiectare, este emis certificatul de urbanism și foarte multe etape sunt parcurse, vom putea din acest an să susținem licitația pentru execuția lucrării, care va putea începe în 2025. Românii sunt un popor harnic, să știți. Ei știu ce au de făcut. Și țineți minte un proverb. Dacă vrei să scoți o comunitate din sărăcie, fă un drum până la ea. Și de atunci, de acolo, oamenii știu ce au de făcut. Dacă reușim să punem Tulcea și să o conectăm la celelalte zone ale țării, prin drumuri expres și prin conexiunile care deja există, prin podul de la Brăila, podul de la Tulcea, podul de la Cernavodă, vorbesc aici de Dobrogea în general, care este privită oarecum izolată din cauza faptului că este separată de țară de Dunăre. Eu sunt convins că nu vor întârzia să apară și investițiile majore în această zonă. Vreau să vă mai spun și eu două cuvinte, dacă este puțin timp. Colegul, domnul deputat Șișcu, este în Comisia de Transporturi în Camera Deputaților și aș vrea să știți că în strategia navală pe care o are România în momentul de față, vom face corecții în momentul în care Consiliul Județean va fi al nostru, să zicem, ca autostrada pe care o avem în față
Deci canalul acesta navigabil, care încă nu este folosit, iar Tulcea încă nu beneficiază de tot ce se cheamă activitate economică serioasă în portul Tulcea. Vreau să vă spun că avem operatori care sunt din Galați, avem autorități care sunt din Galați, banii trebuie să rămână și la noi. Nu putem să rezemăm faleza, să ne uităm cât de frumos e. Noi încă nu avem terminal de cereale în zona noastră. Toate mașinile care duc în portul Constanța ar putea să lase cerealele aici, iar transportul să se facă naval. Deci, în strategia navală, avem obiective pe care noi vrem să le corectăm în următoarea. Mulțumim, domnul. Vă mulțumim și dumneavoastră și să le dorim succes colegilor noștri. Iar pe dumneavoastră vă așteptăm vinerea viitoare, dacă timpul, dacă nu apar alte lucruri și sper să nu apară, pentru a vă prezenta cea de-a treia parte a candidaților noștri, atât 10 noi candidați, cât și ceilalți candidați în funcții, în așa fel încât să îi punem sub lupa cetățeanului, pe toți cei, prin dumneavoastră, pe toți colegii care candidează la alegerile din 9 iunie la funcția de primar. Vă mulțumim foarte, foarte, foarte mult!